Dragii mei, bine v-am regăsit. Suntem din nou la Pertu, suntem din nou aici la, la Strada TV, iar în această seară vreau să vă spun că este a treia emisiune la rând în care stau sau stăm cu toții de vorbă cu un director. Aș putea să-i spun la Pertu cu directorii din Arad, dar nu, nu se va repeta foarte des acest stereotip de emisiune. Întâmplarea face că invitat, pe invitatul meu l-am chemat aici în calitate de director decât pe jumătate. Și o să vă dați seama de ce, mai ales cei care au urmărit promo, pentru că este un uh, important uh, personaj arădean, o persoană pe care o știți foarte bine, dar să încercăm să o știm un pic și altfel. Dragă este vorba de Bogdan Costea, actor al teatrului arădean și de o perioadă bună de timp deja director al acestui teatru. Bogdan, bine te-am te găsit. Bine ai venit, de fapt vreau să mulțumesc foarte mult pentru invitație. Nu știu, așa m-a luat un val emoțional în momentul în care mi-ai făcut prezentarea asta uh, puțin atipică, uh, pentru că, uite, eu acum sunt posturat de invitat, de fapt, noi doi suntem niște oameni care au făcut televiziunea cam în aceeași perioadă de timp și tu erai într-un cadru mai relaxat, din câte mi-aduc aminte, eu eram într-un cadru mai rigid în sensul că prezentam știri, dar de ce spune asta că mă simt puțin mai luat așa de un val emoțional? Pentru că Încerc o senzație ciudată fiind uh, invitatul unui om de televiziune de la o vreme când făceam și eu televiziune, și uh, e, îmi doresc să fie o emisiune foarte prietenoasă. Să sperăm hmm. că așa va fi. Noi am lucrat în televiziune an, de rând, an la rând, în paralel, dar nu ne-am întâlnit niciodată într-un studio până acum, aici, pe Facebook, la Strada TV. Uh, Într-adevăr, postura. Am început și eu, am făcut prezentare de știri, dar eram așa de relaxat că m-au trecut la divertisment. <laughs> și după aceea am ajuns să fiu clownul care a condus circul. Da. Uh, <laughs> Bogdana... mai acum circulez de mai multe feluri. <laughs> da. Uh, Bogdane, uh, vreau să te întreb, chit că bănuiesc răspunsul: teatru, televiziune sau management? Păi acum management, management de teatru, deci practic cele două se unesc. Nu este, nu este un management, este managementul teatrului. Management artistic. Management artistic care este combinat și cu un management profesional chiar pragmatic și foarte obiectiv. Televiziunea a venit ca un soi de înlănțuire pe parcursul vieții de actor, adică a începuturilor mele ca actor. Totdeauna îmi place să spun că televiziunea a venit ca o întâmplare și a fost practic o marcă ce mi s-a pus mie ca persoană, ca personalitate, pe parcursul la mai mult de 20 de ani de zile. Așa că, la un moment dat, chiar încercam o comparație să spun că sunt cel mai vechi prezentator de știri după Andreea Esca, <laughs> din România și am socotit bine și cam așa eram. Cel puțin comparativ cu ceea ce se întâmpla raportându-mă la nivel național la unei personalități la nivel da. național. Acum, că fi fost prin țară și alții, nu știu, nu cunosc, dar, cert este că lucrurile s-au cam îmbinat, au mers mână-n mână, în mână m am bucurat foarte mult de oameni pe care i-am întâlnit, atât din Arad cât și din București. M-am bucurat, de asemenea, să încerc experiențe noi și m-am format ca uh, tip de persoană, și anume rigoriozitate în televiziune. Televiziunea știi foarte bine că îți impune, în primul rând, timing-uri și îți impune să fii uh, tot timpul în priză. Asta m-a făcut să fiu puțin mai serios decât ceilalți actori. Ce vrei să spui că actorii nu, nu sunt serioși? Uh, nu, uh, sunt și uh, actorii ființe boeme, sunt firi artistice, creatoare, și atunci uh, elementul timp să zicem că nu este pe primul loc. Am înțeles. Haideți să ne întoarcem un pic în, în timp. Ai făcut uh, prezentare TV nu doar pentru o singură televiziune. Nu? Ai făcut pentru da, două am făcut pentru pentru 3 3. Da, am făcut pentru uh, trei televiziuni. Trei. Da, am început la televiziunea Arad în 1995. Am continuat la ProTV din 1998 da, în 2001, m-am reîntors la uh, televiziunea Rad, unde a fost o combinată cu Antena 1, Antena 3. Am eșuat, între ghilimele, în prezentare de Meteo la rubrica, Neața cu Răzvan, uh, rubrica Meteo de la emisiunea Neața cu Răzvan și Dani. Și am continuat până la momentul în care am pus Ghetel în cui. La VSTV, unde am fost rând pe rând producător general, am fost director de programe și prezentator de știri și de emisiuni de talk-show. Da, dar eu cred, și bănuiesc că aia vreau să spun la început, că teatrul totuși este marea ta iubire. Teatrul nu l-am părăsit niciodată. Poate pentru că dacă aș fi făcut-o, aș fi făcut-o numai dacă aș fi părăsit orașul. Îmi doream la un moment dat, eram tentat să plec în București, mi s-a și oferit ocazia, n-am făcut-o pentru un singur motiv. Știam că voi pierde contactul cu teatru și asta m-a făcut să fiu un soldat foarte, foarte atașat de ceea ce înseamnă teatru și arta teatrală. Uh, uite și la București, actori cunoscuți în, în toată țara și mă refer aici la vedete TV, cum este Bănică sau la cântăreți mari, cum este Chirilă și sunt mulți, mulți actori care lucrează în televiziune, dar care nu își părăsesc busuioc, dar care nu își părăsesc teatrul pentru nimic în lume. Ce are teatru așa de magic, de nimeni nu vrea să renunțe la el? Atunci când ești pe scenă și ești în fața unui public, nu o faci decât pentru o singură dată, vorbesc de seara respectivă, în anume momente, așa cum sunt scrise și cum sunt regizate, și eu zic că este un cadou care ți se oferă ție ca și artist creator și lucrurile astea se întâmplă doar într-o perioadă de timp, într-un rol. Dacă tu joci mai multe roluri în ani de zile, practic repetiția îți creează senzațiile de plăcere artistică. Teatrul înseamnă o stare de grație, teatrul înseamnă o stare de emoție, înseamnă o stare de bucurie pe care tu reușești să o transmiți celuilalt, respectiv celui care se uită la tine, care simte pentru tine sau care se bucură că te vede. Eu cred că n-am părăsit niciodată teatru Pentru că a venit un moment în viață Respectiv în adolescență Când am sărit dintr-o barcă într-alta Vreau să mă fac medic nu are nicio legătură cu ceea ce mă gândeam Atunci cu ceea ce sunt acum Și m-a lovit morbul ăsta al actoriei Poate s-a luat din casă Pentru că eu știu că de atunci, ajungem, ajungem imediat și acolo Din momentul dat. acela am avut niște conflicte Nu foarte serioase, dar oricum conflicte Cu tatăl meu care vrea să vă devin avocat și atunci, totdeauna când istorisesc această întâmplare, mă iar mai ia cu emoție. Dar e bine, e bine pentru că mi-aduc aminte de el și am cârmit-o spre actorie. Am avut diverse scandaluri în casă, învățam poezii pe ascuns, mă duceam la doamna Emilia Di că la Teatru de Amatori la Casa de Cultura Sindicatelor, am lăsat-o mai ușor cu școala, devenisem deja un om înscris pe o cale. În momentul în care mi-am dorit să fac actorie, tatăl meu era și el în conflict cu Emilia Dimajurca, un conflict în care știu că nu și-au vorbit, dar finalitatea a fost în felul următor. Mi-a spus așa, băiete, te duci să dai la actorie și așa cum pleci, așa te vei întoarce. E, în momentul în care a aflat că am intrat, era în cada de baie și a sărit în sus și a dat cu capul de tavan de bucurie. Asta a fost istorisirea, să zicem, puțin hazlie în ceea ce privește și după aceea mi-am dorit un singur lucru, să vin în Arad și să fiu pe propriile puteri actorul care reușește să facă un rol de la cap la coadă fără să aibă o susținere din partea tatălui. Sunt convins că ai știut de mic ce înseamnă teatru, ai știut ce înseamnă bucuria de a fi pe scenă, pentru că vedeai acasă, îl vedeai pe regretatul domnul Jean, da. pentru cei care puțin care sunt în spate și nu știți nu știți tatăl lui Bogdan a fost marele actor ardean Ioan Cosa, dar căruia toată lumea spunea Jean. Corect? Da. Uh, dar, Bogdan, alta este întrebarea mea. În momentul în care a ajuns la tânăr actor, uh, nu s-a găsit nimeni să spună, a, păi tu ai ajuns aici că tatăl tău, că... Oh, că te vorbe fost în spate și asta era lupta mea cu mine, să-i dovedesc lumii că, de fapt, eu n-am venit la, Arad, la mine acasă, la tatăl meu în teatru. Și am venit să mă lupt, să-mi câștig un loc și S-a întâmplat acest lucru, dar nu s-a întâmplat în primii ani. Și eram singur actor tânăr, restul erau corp ansamblu. Zoli și tocmai era și el corp ansamblu, adică un uh, absolvent de liceu care urma să meargă la facultate, eram într-un contact permanent vis-a-vis -vis de cum se întâmplă să fii student, ce se întâmplă, erau tot felul de discuții între noi ca să-l introduc oarecum pe o cale a ceea ce mi se întâmplase mie și au mai fost și Dorina Darie, au mai fost și Brigitte Șpirc, au, au mai fost niște niște actori de, de astăzi, care Lăcrămiora Slanco, care, practic, de la Arad pornind, au venit după ce și-au desăvârșit studiile universitare, înapoi acasă. Eu spun că m-am luptat de ce? Pentru că eu, de fapt, doream să conving toată echipa teatrului că nu sunt băiatul lui Jean Costea și sunt tânărul actor Bogdan Costea care va urca și va crește în profesie. Și era o dorință mea de a-i demonstra că el s-a înșelat de la momentul în care mi-a spus nu te fac actor pentru că nu vei reuși, pentru că nu-ți va fi bine, pentru că. Uh, trebuie Tu Crezi să faci că s-a înșelat sau doar a încercat să te ambiționeze? E, dacă e să mă întreb și să spun eu în momentul de față ceea ce n-am reușit să fac ca actor, pot să spun că -a, nu s-a înșelat. De ce? Pentru că eu m-am dus să, să fac această meserie cu gândul să fac doar această meserie, să fiu doar actor. E, întâmplările petrecute până acum, faptele istorice din viața mea, au dovedit că am ieșuat de multe ori în televiziune, în prezentări, în reclame, nu sunt în de acord a doua de... facultate, în management, în... Alte da. și alte situații. Dar totuși poate că se moștenește și asta, nici uh, Jean Costea nu a fost doar actor. Nu, Jean Costea a făcut și el facultatea de drept, a devenit jurist-consult, a avut și o experiență tocmai nereușită pentru că nici el n-a vrut să renunțe la meseria de actor și nu s-a dus să devină avocat stagiar la Sfântul Gheorghe, pentru care a rămas în Arad. Uh, la momentul în care s-a schimbat... Uh, conducerea și a intervenit Revoluția a reușit să-și facă și o carieră în jurist consult, consultanță, și astfel a reușit până la urmă să își fructifice și această învățătură din Facultatea de Științe Juridice. Hai să revenim la, puțin la cariera ta de actor. Ai început actorii acum 30 de ani, parcă, sau ceva în genul? Acum 30 de ani și 5 luni. Ah, deci am nimerit o uh -huh. bun. Uh... Știi cumva în câte piese ai jucat? Eu cred că pot să îndrăznesc. Nu, nu mi-am făcut, ca să zic așa, istoricul nici înainte de emisiune a rolurilor pe care le-am făcut și niciodată până acum, dar dacă fac o medie de 3-4 roluri pe stagiune în 20 de ani, asta înseamnă, să zic, un. 40-50, deși matematica nu e, nu duce chiar acolo, că au fost și pauze, au fost și stagiuni în care n-am jucat, fie că au fost reluări, fie că s-a întâmplat să nu se pună un spectacol unde să fiu distribuit, și plus acești 10 ani de când sunt manager în care am jucat fix în 5 spectacole. Deci practic sunt undeva la 35-40-45 de roluri pe care le-am făcut în teatru din Arad. În piese, dar roluri sunt mai multe? Ai jucat și dublu rol? <laughs> <laughs> nu, nu. Dublu rol. Dublu rol. E, cred că tot jucăm dublu rol până la urmă. <laughs> da. Cred că e mai bine să nu spunem totul aici. <laughs> da. Um... Aș vrea să mai aveam niște întrebări, dar au început să curgă întrebările pe Facebook, ceea ce se întâmplă foarte rău. spun sincer, de obicei după, după prima jumătate a emisiunii lumea începe să, să, pună întrebări. Uite, Cristina Bala spune, eu eram în primul rând la Teatrul Mare, erau fantastice toate spectacole cu adevărați actori, eram copil undeva la 13 ani. Alin Gherga, pe care îl salut cu drag. Și eu. No, fain, doi foști colegi dragi, mă bucur să vă văd, ne salută. Cristina Balaș revine, nu se lasă, eu eram îndrăgostită de domnul Dan Antoci și întrebările vor, vor, curge, vor, curge, mai departe. Pe scenă, Bogdan, ai plâns vreodată de adevăratele? Da, am plâns de adevăratele, dar nu neapărat am plâns în cadrul prestației artistice, nu în cadrul spectacolului, a desfășurării actului dramatic. Am plâns și plâng și acum Uh, uh, mă încearcă emoțiile acelea pentru că retrăiesc niște momente pe care le-am trăit în, în, în momentele de aplauze. Uh, nu știu cum să explic, pentru că noi actorii suntem niște ființe extrem de fragile și sensibile și trăim într-o limită uh, și a fragilității, și a durității, și a uh, unui romantism, și a unui, uh, unei zone speciale pe care nu toată lumea o încearcă. Și cred că bucuria noastră cea mai mare este atunci când felul în care reacționează publicul la finalul spectacolului sau în timpul spectacolului este acel tip de emoție pe care tu o trăiești pentru că te bucuri, că ai reușit să convingi și pentru că lucrurile ți s-au dus până acolo unde tu le-ai urmărit, adică până la capăt. Emoția, bucuria, comedia, râsul, poate plânsul, poate râsul plânsul, sunt niște stări care ți le creează un actor în acea seară, în acel moment, pentru că îl vezi pe scenă. Filmul e film, teatru e teatru. Teatrul se întâmplă atunci, pentru omul care te vede și care reușește să i transmite. Vă hrăniți cu palme. Ne hrănim cu palme, <laughs> dar palme date din palmă în palmă. <laughs> și uneori sunt palme pe care le iei și la figurat în timp ce lucrezi la un spectacol sau în timp ce îți dai seama că nu ai făcut lucruri bune. În timp ce, probabil, se întâmplă de multe ori, nu numai în profesia noastră, să dai de obstacole, te duci puțin plângi în colț, dacă nu vrei să te vadă toată lumea, sau îți pui că ai greșit și de la capăt și te ridici și mergi mai departe. Hai să intrăm puțin în prozaic. Așa. Știu că ai luat un examen de management cu o notă mare la un moment dat citeam că, nu mai știu când, 2-3 ani în urmă, 940. Da. Bănuiesc că este o notă foarte bună pentru evaluarea pe care ai făcut-o, care ți-a fost făcută a funcției de director. Care este partea cea mai grea a acestui job de director de teatru? În primul rând, partea cea mai grea este să armonizezi toate energiile oamenilor pe care îi ai în subordine. Și dacă e să vorbesc despre tatăl și de circ, pe care tocmai ai spus-tu, de multe ori ești într-un circ. De multe ori trebuie să faci față și celor care te conduc și celor pe care îi conduci. Trebuie să știi cum să învârți lucrurile astfel încât nu ție să-ți fie bine, ci lucrurile să nu cadă într-o zonă greu de înțeles de o parte sau de cealaltă parte. Deci ești un fel de, un fel de uh, tampon. Dar tamponul ăsta nu ești neapărat între uh, cei care sunt uh, la destinele orașului și cei pe care îi conduci într-o instituție respectivă, într-o uh, într echipă. Poate să fie și publicul cel care poate să-ți dicteze niște sau să-ți atragă atenția asupra unor lucruri și atunci, la fel, trebuie să știi să uh, duci lucrurile într-o direcție care să favorizeze echipa. Să favorizeze teatrul, să favorizeze momentul în care se află teatru. Și de ce nu destinul cu care merge, merge instituția? Nu e ușor, au fost momente foarte dificile, când fie s-a întâmplat să nu iasă un spectacol, fie publicul nu a agreat un spectacol, sau fie am fost pe un val al unei, al unei creșteri și n-a fost apreciat acest val al creșterii loco. Trebuie uh, să spun de multe ori că trupa teatrului nostru este o trupă foarte valoroasă, dar este mai mult valorizată în țară decât în oraș. Și de ce spun asta? Pentru că de multe ori există niște oameni care emit păreri, care părerile lor nu sunt tocmai cele mai avizate și poate sunt uh, nu neapărat pertinente cât uh, imparțiale nu imparțiale, pardon, oameni părtinitoare. oameni sunt formatori de opinie? Nu, nu, vreau, nu vreau să intru într-o <fie> într analiză în care să numesc. Nu, nu e vorba despre asta, ci vorbesc despre faptul că uh, discutăm despre sensibilități, discutăm despre demersuri, discutăm despre oameni care lucrează, care își depun aici chiar clipe din viață importante. Uh, lucrăm cu sufletul, lucrăm cu nervii, lucrăm cu energia fizică și poate niște cuvinte la un moment dat supără Uh, un actor, o echipă, teatrul. Poate chiar uh, momentul în care se află teatrul poate că nu este bine apreciat și atunci se nasc niște păreri. Părerile acestea ele pot fi uh, pertinente, dar pot să dăuneze. Poate trebuie spuse cu mai multă grijă. Critica este un lucru care practic ne preocupă, pentru că noi ceea ce facem, facem pentru public și există o, o parte de specialitate care vine și critică un spectacol sau îl apreciază. Critica poate să fie pozitivă sau negativă, dar, dar de multe ori nu vreau să fac acum apologia unei atitudini solidare cu ceea ce înseamnă teatrul, cu tot ce se întâmplă în teatru. Lucrurile nu se întâmplă tot timpul la fel bine sau la fel rău. Dar oare de ce cei care scriu despre teatru se numesc critici, nu apreciatori? Asta e o bună întrebare. <laughs> Pentru că, așa cum spuneam, critica este și bună sau este și rea. Sau critica este în sens negativ sau în sens pozitiv. Dar apreciator de teatru sună bine. Poate să fie o profesie. <laughs> Hai să rămânem la aceeași notă. Da. Uh, te simți favorizat de regizori acum că ești uh, directorul teatrului? Nu. nu? Tocmai spuneam că sunt uh, director de câțiva ani buni și am jucat în 5 spectacole. A fost o întrebare -a în 2005. Spun, doamne, ăla e ruginit, lasă-l acolo în birou. Nu, nu, au fost alte remarci. Au fost remarci de genul, eu, regizor fiind, chiar dacă sunt invitat să montez la teatru ăsta, am un obicei și ți spun din start. Eu nu lucrez cu director ca actor, dacă sunt director actor. Și am spus, nici eu nu-mi doresc să lucrez cu tine, nu asta era problema, nu vreau să mă impun <laughs> într-o distribuție. Dar au fost și situații în care chiar regizorii mi-au cerut să intru în distribuție pentru că fie nu era tipologia mea, fie uh, își doreau să lucreze cu mine, Nu au fost foarte mulți, uh, dar vreau să evoc un uh, o întâmplare din anul 2005, când am fost la concursul pentru obținerea uh, mandatului de manager, uh, atunci uh, obținuse mandatul de manager domnul Laurian Oniga, uh, iar unul dintre membrii comisiei mi-a spus așa, bine domnul Costea, dacă veți deveni directorul teatrului, uh, așa e că vă veți pune în fruntea tuturor distribuțiilor pe care le veți monta, la distribuțiilor care vor face parte din proiectele pe care le veți monta și am spus nu. Bineînțeles, nu asta a fost un răspuns hotărător, dar iată, adevărul istoric adevărește că nu e chiar așa. Și știi de ce? Pentru că mi-am dat seama că lucrurile nu pot fi împărțite. Ori faci management, adică te ocupi de ceea ce înseamnă teatrul, direcția artistică, de resurse, de gestionarea lor, de oameni, de relații dintre oameni, de raporturile pe care le stabilești cu celelalte instituții sau ești actor? Da, corect. Uh, Bogdan, cum se aleg spectacolele? Cum se construiește o stagiune? În primul rând, noi suntem beneficiarii unei situații uh, poate nemai întâlnite în țară. Uh, așa cum se știe, la nivelul uh, comunității arădene, Teatrul Clasic Ioan Slavici a devenit uh, practic. Uh, uh, deținătorul a două festivaluri. Unul, la un moment dat, fiind uh, adoptat din uh, comasarea cu Teatrul de Marionete, care la rândul lui s-a fost comasat cu Casa de Cultura Municipiului și acolo exista un festival uh, Euro Underground, a cărui uh, părinte a fost uh, Ovidiu Balint. Uh, am avut uh, în primul an sau în primii doi ani, uh, am păstrat această Titulatură, ca după aceea, din discuțiile pe care le-am avut cu el, să rezulte că, fiind deținătorul uh, licențierii pentru titlu de fest, festivalul Euro Underground, n-am putut să uh, ținem asta uh, doar uh, în mâna unui, unei persoane fizice, de, pentru care am schimbat titulatura, dar n-am schimbat uh, foarte, foarte mult uh, direcția festivalului, n-am schimbat uh, rețeta festivalului. De ce spun că n-am schimbat foarte, foarte mult? Pentru că noi ne-am... Îndreptat atenția spre spectacole din zona contemporană. Teatrele de stat au început să producă foarte mult teatru contemporan. Ați văzut că, în primul rând, tipul, tiparul scrierii dramatice s-a schimbat, astfel încât teatrul clasic a început să pierdă teren în favoarea teatrului contemporan. Temele majore ale societății din ziua de astăzi, care sunt teme importante, au fost surprinse în piesele de teatru, astfel încât se schimbă puțin paradigma în ceea ce privește conținutul pieselor de teatru. Și atunci, scuză-mă că te întrerup, denumirea teatrului nu este ușor anacronică, teatrul clasic. Da, aici este o discuție care mă preocupă de ceva vreme. Noi am rămas puțin tributari unei idei care nu a fost de înlăturat, de necombătut la acea vreme și nu, nu, nu poate să fie combătută pentru că teatrul clasic Ioan Slavici a fost denumit așa de pe urma înființării Festivalului Internațional de Teatru Clasic și s-a optat la începutul anilor 2000 să se intituleze Teatrul Clasic Ioan Slavici. Nu spun că este o titulatură vetustă, dar în momentul în care, practic, viața, societatea, lumea, lumea artistică, lumea în general este într-o perpetuă, într-o permanentă mișcare și nu vorbesc acum de anii 2019, ci vorbesc de, de anii până în anul 2019, din 2019 și până acum lucrurile s-au schimbat. Este alt capitol. Da, da, vorbesc despre tot ceea ce trăim astăzi nici măcar nu pot să îndrăznesc să denumesc cum ce, ce trăim astăzi, dar până în anii 2019 îndrăznesc să spun că uh, lucrurile au căpătat uh, o asemenea învergură din punct de vedere a ceea ce abordam noi ca titluri și ca uh, texte dramatice, încât nu puteam să rămânem cantonați doar în teatru clasic. Adică dacă scrie sus teatru clasic, asta înseamnă că noi aici facem doar texte clasice. Mai ales și în situația în care dețineam în portofoliu festivalul de teatru nou. De pentru care, dintr-o dată, politica repertorială s-a balansat în zona o jumătate din texte clasice cu o jumătate din zona texte contemporane. În același timp, trebuie să remarc și ce? Noi valori de regizori, care sunt formați într-o anume manieră. Trebuie să remarc și noi valori de actori, care nu mai sunt cei care au fost în anii 70-80. Tipul de exprimare artistică este altul cumva erau actorii din când era tatăl meu și cumva sunt actorii care sunt de generația de acum nu mai știu să poarte o rochie care are crinolină, care are uh, un anume corset, uh, actorul se simte puțin încorsetat la propriu în momentul în care joacă într-un tipar clasic. Lui trebuie libertate și în același timp nici regizorii nu mai sunt cei care pot să monteze într-un stil într-o cheie clasică. Astăzi. Putem spune că a pus pe care să apună epoca aceea de aur a teatrului? Eu n-aș vrea să spun lucrul acesta, dar vezi tu că pe măsură ce trece timpul, actori de 60, 70, 80 de ani încep să dispară la propriu. Istoria teatrului nu va dispărea odată cu dispariția lor fizică, dar încet, încet, cum am spus, Felul în care teatrul se exprimă și care este cumva conectat la ceea ce înseamnă societatea de astăzi și la toate schimbările care intervin, inclusiv la influențele negative care există vis-a-vis -vis de fenomenul teatru. Televiziunea, mijloacele audiovizuale și cele de comunicare, de socializare, sunt toate, îndrăznesc să spun, un soi de luptători, luptătoare împotriva ceea ce înseamnă actul cultural, pentru că e o concurență. Un om astăzi mai degrabă stă în fața unui televizor să primească un produs numit film, decât să se vină până vină la teatru, pentru că are niște cutume formate, respectiv cu ce mă îmbrac, trebuie să fac un drum, trebuie să plătesc un bilet, trebuie să stau 3 ore, poate îmi place, poate nu-mi place, nu pot să schimb butonul. Și atunci, deja, lucrurile astea trebuie să se uh, alinieze la ceea ce înseamnă uh, timpul zilelor noastre. Da, eu cred că una dintre misiunile voastre, ca și actor, sau în special ale voastre, vorbesc ca manager de instituții culturale, este să luptați cu teatru și cu cartea împotriva filmului și a mijloacelor da, media. E care, un adevăr și este o realitate. Există. Ești întrebat dacă se poate intra la teatru? Da, se poate intra la teatru. <laughs> și dacă poate... teatru e în stil neoclasic? Teatrul nu este în stil neoclasic sau teatrul poate fi într-un stil neoclasic Sunt tendințe sunt, Nu există în acest moment un drum bine definit în ceea ce înseamnă teatrul zilelor de mâine Teatrul poate să trezească conștiințe fiind o piesă cu caracter istoric Teatrul poate să creeze senzații în ceea ce privește felul avantgardist în care este montat Textul care este montat este un text care îl poți percepe sau nu dar dacă teatrul nu creează emoție, nu este teatru. Asta este părerea mea. Teatrul dacă nu are emoție și dacă nu transmite emoție, nu este teatru. Dacă nu te face să zveri o lacrimă sau să zâmbești, nu este teatru. Dacă teatrul îl vezi, să zic, printr-un mijloc nou, tehnologic, calculator, laptop sau ecran de TV, nu este teatru. Eu nu m-am putut uita la. Teatru online, la sunt festivaluri care se transmită online piese. Nu mă pot uita. Pare, pare puțin în contra ceea ce se întâmplă astăzi. Chiar acum, chiar în aceste ore, Teatru Clasic da. Ioan Slaviș participă la Festivalul Național de Teatru, care este o ediție online. Da. Noi am produs acest spectacol în luna mai, am avut premiera la începutul lunii iunie, am avut atunci șansa să avem public în sală și să avem câteva reprezentații dar festivalul de teatru Național de teatru a optat pentru ca să și desfășoare și această ediție cu numărul 31 să uh, apeleze la mijloacele online de difuzare online. Uh, e un spectacol pe care eu îl recomand, e plin de culoare, e un, un spectacol plin de energie, un spectacol în care uh, trupa, în echipa întreagă, își demonstrează și vigoarea și talentul și energia care este pusă la dispoziția regizorului și implicită a textului care este monumental, o scrisoare pierdută și se vede foarte bine, dar nu se simte la fel de bine cum e ca atunci când ești în sală. Da, asta e Așa pentru că uitați-vă la o scrisoare pierdută, de de dar postiv. veniți să-l vedeți și în sala de spectacol în 25 septembrie. Da? În 25 noiembrie, pardon. M am speriat că mai trebuie <laughs> să nu, 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 10 <laughs> no, luni până atunci. Am, am, niște fixuri așa cu niște luni care îmi ies automat pe gură și după aceea îmi dau seama că... Da. Bun, hai să-l punem pe pauză puțin pe directorul Bogdan Costea, să ne întoarcem la actorul Bogdan Costea. Te rog să-mi spui ce actor arădean te-a inspirat sau de la care crezi că ai învățat cel mai mult, exceptându-l pe, pe Jean Costea, nu se pune aici. Pentru că nu, el te-a inspirat niște, de mic. Aveam niște conflicte majore vis-a-vis -vis de abordarea rolurilor și așa. Pe bune? Fii, El mă critica, mă certa acasă, zicea că sunt precipitat, că sunt apucat, că vreau nu știu ce, că sunt, trebuie să știu mai așezat, că lucrurile se înțeleg altfel în momentul în care ești pe scenă. Iar eu îi spuneam, tu ești tu era, manierizat, Nu era ești un bătrânit. apreciator, nu? Nu, nu era un apreciator, nu. Eu îi spuneam, tu ești un îmbătrânit, tu nu înțelegi, tu nu... ce deci, erau niște conflicte? Da ale generațiilor, în primul rând, și nu neapărat a felului în care gândeam despre teatru. N-am avut un, 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 act... Ba da, mint. Mint. Pentru că, vezi, în momentul adolescenței, când ai perioada de formare, ți se întipărește sau ți se lipește de retină o, o anume formă. Și forma poate să cuprindă inclusiv tipologia, omului, poate să cuprindă felul în care se îmbracă, felul în care se tunde, felul în care ce, se, ce poartă în, în încălțări, ce accesorii poartă pe el și nu o să-mi fie teamă niciodată să spun că la momentul vârstei de 17-18 ani în Arad tocmai a poposit un actor foarte tânăr și foarte energic și cu o debordant de, 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 de energie și la propriu și la figurat, care era Valentin Voicilă. Uh, Valentin Voicilă, la momentul acela, nu degeaba m-am amintit de faptul că aspectul și uh, felul în care eram îmbrăcat uh, au devenit niște modele pentru mine. Mă îmbrăcam ca și Valentin Voicilă, luam o uh, geantă ca și Valentin Voicilă, o, o șapcă ca și Valentin Voicilă, mă tundeam ca Valentin Voicilă mm -hmm. Și uh, îmi devenise un fel de idol. Uh, bun, acum eu nu, nu i-am mărturisit lui niciodată treaba asta, și e pentru prima oară când o fac, dar știu că mă încercau niște, uh, niște emoții, niște. Uh, îmi doream să fiu uh, preajma lui, să-l cunosc mai mult și veneam să-l văd. Am văzut uh, un spectacol Bicleniilor lui Scapen de peste 10 ori, în care era pentru mine era fascinant uh, la vremea aceea. Uh, normal, uh, în profesie, nu pot să spun Valentin Voicila a devenit, a fost uh, idolul meu. Au fost mai mulți. Mă uitam la Ion Caramit, mă uitam la Adrian Pinta, mă uitam la. Chiar, care este actorul tău român preferat? all Actor, Times. Actorul meu român preferat, Old Times, uh, este. să spun, sunt puțin împărțit ca și gânduri acum, dar mi-a plăcut extrem de mult George Constantin. Da pentru, Colosal, pentru forța lui și pentru farmecul lui, pentru, pentru bucuria debordantă cu care exista pe scenă, nu cu care juca, umplea nu cu care spune. scena. Da, umplea scena. Era un da. actor inclusiv ca statură foarte impozant, dar cum rostea cuvintele, cum domina practic prin apariții Știi, se spune astăzi, de multe ori am mai vorbit cu unul cu altul, zice, nu prea mai sunt bărbați adevărați când intră și, uiți a intrat un bărbat. Nu prea mai sunt, nu în sensul că îi jignesc pe cei care sunt acum tineri și au tot felul de feluri de a se exprima sau atitudini, dar probabil că există și o, o doză de, poate spun prea multe, feminare. Poate că există o doză în care puțin altfel înțeleasă, o nuanțare spre altceva. Eu nu țin neapărat ca să vedem pe scenă eroi din istorie, nu țin neapărat să vedem Don Juan, nu țin neapărat, dar sunt, se, se, observă că pe măsură ce a trecut timpul, rolul masculin al actorului mascul s-a mai, mai, diminuat. Asta dar este da, și mea. imaginea proiectată în urmă cu sute de, ani, sute de ani, cu 100 de ani, mă rog, îl vedeai bărbatul călare cu cizmele acelea cu pinte. Da. Acum 40-50 de ani era pe un Harley cu. <laughs> acum mai vezi cu clăzile goale pe trotinetă, parcă nu-ți inspira da, același rog. lucru, nu? N-aș vrea să intrăm într-o zonă care e puțin alunecoasă, <laughs> dar eu mă refeream acum strict la tipologia masculină da. din teatru. Da, sunt, sunt, sunt cu siguranță, sunt feți frumoși, bărbați tineri care sunt, reprezintă tipologii, caractere de teatru, dar mă refer la un anume tip de bărbat. Nu știu, da. e gândul meu. Și un, un... actrița preferată româncă? Actrița preferată româncă îmi place foarte mult Mariana Mihuț. Dar vorbesc acum de niște persoane, de niște actori care nu mai fac, George Constantin da. nu mai există, Mariana Mihuț există, dar uh, vorbesc acum de perioada de glorie a activităților artistice și nu neapărat de persoanele fizice în viață sau nu. Uh, Mariana Mihuț este o actriță extraordinar de uh, energică și puternică pe scenă și e, cum spunem noi în meserie, o fiară pe scenă. Uh, dar uh, tipul ăsta de actor care, practic, e un actor de cursă lungă. E un actor care, care nu te va... Dezamăgi niciodată. De ce? Pentru că el poate că va avea momente de uh, blackout sau de, de cădere sau așa, dar uh, el își va reveni tot timpul. De ce? Pentru că are un fond foarte bun. E făcut pentru meserie. Aș, aș vrea să mai aduc aminte încă un nume de actor: și n-a avut o, o soartă foarte bună din punct de vedere a imaginii pe care și-a creat-o, uh, și nu a ajuns să fie de prim plan, dar este un actor de mare substanță și mare putere și forță. Actorii este Nicu Mihoc, care este arădean, care este actualmente directorul artistic al Teatrului Național din Târgu Mureș, cu care m-am întâlnit zilele trecute și pe care eu îl apreciez ca fiind cel mai bun actor al generației noastre, de între 50 și 60 de ani. Da, uh, am să spun niște întrebări acum de cancan, -can, pentru că hmm. vrem, nu vrem astea, plac și oamenii sunt curioși. Dacă tot am început cu, hai să vedem, Bogdane, actorul preferat uh, străin, mă rog, poate american, poate francez, care este actorul tău preferat? Din filme. Uh, Russell Crowe. Russell Crowe. Da. da. L-am văzut Crow că e... s-a întors acum pe platou unde a filmat Gladiatorul acum 20 de ani, a trimis niște poze. Asta nu sunt la curent. Da. Am văzut un film în care m-a șocat. De ce? Pentru că el este un tip de actor mai degrabă spre supraponderal, iar ultimul rol pe care l-am văzut în chiar în zilele trecute la un post de TV era chiar bine, bine, bine. A luat-o pe urmele lui Marlon Brando, cumva. Da, vă. da, 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 da. Era într-o zonă destul de... Da disgrațioasă, pot să spun da. așa, dar este un actor care iarăși are o, o, o vână foarte sănătoasă de actor, o, 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 o vigoare uh, care ți -o transmite numai, numai prin prezență. Da. Sunt actori, sunt oameni, sunt uh, personalități care numai prin faptul că stai lângă ei sau ești în aceeași încăpere, existi în aceleași uh, minute, uh, te pot influența și prin tăcere. Da, foarte frumos. Actrița Actrița preferată este Meryl Streep. Pentru că Meryl Streep reușește de fiecare dată, în fiecare film, chiar dacă nu o face pe de-a întregul, să ne arate încă o fațetă a genialității ei actoricești. Asta este pentru mine, nu știu, o lecție de actorie. În ceea ce înseamnă felul în care Meryl Streep și joacă rolurile. Cred că au trecut mai bine de 10 ani de când am văzut în acea săptămână Diavolul să îmbracă de la Prada și mm -hmm. Mama Mia. Da. Și era ceva fantastic, parcă nu era aceeași persoană. Da. Bogdan, am să spun acum o întrebare pentru care mi-o iau, clar, din toate părțile. Dar ești actor. Să da. nu mă pui să spun poezia acum. Nu, 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 spun. nu, 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 am trecut de da. ele, liniștit. Ești un actor care încă joacă, o face bine. Tot așa, din toată... din puțin așa, din, 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 să încă joacă. Din... Păi dacă ești ești manager, da. joci mai puțin, dar dacă ai fi chemat într-un film, să rogi într-un film și ți s-ar spune, uite, spune și tu care este actrița care ai putea sau ai vrea să joci o scenă de dragoste, care ar fi aia? Păi la așa întrebare de ce să-ți iei? <laughs> <laughs> Mie îmi pare că... Bineînțeles, limitele într-un film sunt acelea care-ți spun, domne, ai o scenă de nuditate, ai o scenă de sexualitate explicită, contractul prevede treaba asta, depinde de regizorul cum își dorește să facă, să facă, acele cadre. Păi ce să spun? Să spun că aș putea să mă bucur ca și persoană, ca și ține în brațe, nu știu, Angelina Jolie, dau un exemplu, <laughs> pentru că e un tipar. Da, e un tipar. Dar cât ori mai fi? <laughs> <laughs> Și mai ales astea din nou, val, da, pe, care, da, da, pe care acum da. bat la, da. la porțile afirmării. Uh, ești întrebat de asemenea dacă se intră cu vaccin sau nu la teatru. Da, se intră cu vaccin. Cu certificat în limite, verde. Cu certificat verde, în limita a 30% din capacitatea sălii. Uh, noi am estimat că vom avea posibilitatea să avem o capacitate limitată la 150 de persoane la sala mare și 18-20, de ce zic asta? Pentru că uh, la etajul 3 există un număr de locuri care sunt dezafectate și atunci poți să faci o astfel de apreciere încât să aduci un număr care reprezintă 30%, care se, se încheie la undeva la 150 de persoane, iar la sala studio între 18 și 20 de persoane, fiind o sală modulară, avem un public de la 72 la 100 de persoane. Da. Cu distanțare, cu mască, cu toate... Uh... Altă întrebare, care este piesa ta preferată sau cea mai frumoasă piesă în care ai jucat? Cea mai frumoasă piesă în care am jucat se numește Fuga, pentru că a fost debutul meu în profesie. Bulgakov uh, parcă? Bulgakov. Uh, știu că mi-am spart genunchii uh, la propriu uh, și capul uh, la figurat. Uh, a fost un moment în care am simțit că voi claca, e foarte de demult, e undeva în iunie 1991, dar știu că atunci era piatra mea de încercare, era un rol principal, era debutul meu în teatru. De fapt, în teatru n-am debutat cu acel rol, am debutat cu un rol în care îl înlocuiam pe Zoli Lovaș pentru că el plecase la facultate, el juca într-un spectacol și s-a trebuit să intru peste noapte. Uh, a mai fost un spectacol care s-a făcut foarte repede acela nu l-am considerat debut dar uh, în acest rol în uh, Golubkov se numea din fuga mi-aduc aminte cu bucurie de munca aceea care era o muncă mai degrabă uh, de consum energetic pentru că nu ai toate mijloacele la momentul în care termin facultatea ca să poți să te exprimi ca un actor matur sau măcar semi-matur într-o într echipă care deja are niște automatisme că asta contează foarte mult și toată lumea, în momentul în care intri în teatru, îți dă botezul, fie la propriu și la, figurat, prin, îți spune, fie e bine, fie tace din gură, ceea ce înseamnă că n-a fost bine. Și în momentul ăla mergi mai departe. Apropo, se fac farse pe scenă? Se fac, se fac. Cum să Ai pățit-o? <laughs> Da, am pățit-o. Asta e clasică, ce pot să spun Trebuia să ridic două valize și să intru în scenă fără să verific înainte Adică era o ieșire din scenă și o intrare imediată Și am constatat că erau cu câteva contra greutăți, ceea ce înseamnă peste 5 kg Erau două, trei în fiecare valiză Îți dai seama că trebuia să le duc oarecum ușurat fiind, dar erau foarte, foarte grele Deci n-am putut să mă ascund Dar am avut și întâmplări nefericite pe scenă Uh, mi-am lupt ambele picioare, am căzut în sală era să-mi cadă o ușă în cap am căzut cu o frânghie, deci am trecut prin cam miște, periculoasă da, meseria asta foarte voastră. periculoasă, foarte periculoasă Bâlbe. Bălbe, oh, sunt. <laughs> Permanent. Apar sunt mai bâlbe. mult la premieră bâlbele sau nu contează? Nu, adică depinde și de starea ta, de momentul tău. Eu sunt un tip care am o meteodependență. dependență. Și știu atunci când, chiar și astăzi, mi se întâmplă să nu pronunț cuvintele până la capăt, fie că am avut o zi tracasantă, fie că n-am dormit bine azi noapte. Identic, pățesc la fel. Și atunci, normal că ești afectat la, la felul în care comunici, în felul în care vorbești. Bulbele sunt permanente. Astăzi, uzura pe care o trăiești, pe care o trăim, faptul că există niște actori care își știu niște mici neajunsuri, mici neplăceri în felul în care se exprimă, o dau repede în bulba. Sigur. Bulba e o chestie banală și care se sesizează la, primul, la primul, prima pronunție. Uh... Te-am întrebat de piesă. Ai, ai fost întrebat de fapt de această piesă. Eu vreau să întreb piesa la care ai muncit cel mai mult, dar cred că mi-ai răspuns. Nu. Nu? Nu ți-am răspuns. Nu, nu, asta a fost. Uh, mi s-a întâmplat în 1997 când am intrat uh, peste noapte, în 12 zile, în rolul Don Juan. Era un spectacol pe care îl monta Lauriano Niga. Uh, a fost o întâmplare nefericită. Ești un actor din rol uh, iar eu mi-am asumat acest risc. Pot să spun în felul următor că am fost Absolut dominat, covârșit de ceea ce mi se întâmplă, vis-a-vis -vis și de complexitatea rolului, și de greutatea și de importanța rolului. Nu pot să spun că rolul acela mi-a ieșit, a fost o nebunie că m-am aruncat. Există și momente de asta în teatru, dar în orice caz a fost un, un exact cum se spune, un șut în fund e un pas înainte, cam așa am trăit eu. La final am simțit că ei, colegii care au venit, sau prietenii, sau familia, să mă îmbrățișeze au făcut-o oarecum dintr-un spirit de solidaritate pentru ceea ce am făcut eu, dar eu știu că am izbucnit în plâns și nu mă mai putem opri. Era un consum și acum m-am aduc aminte, a fost, a fost foarte, foarte... Hai drept. să ne întoarcem da, la da. lucruri mai frumoase. Da. Ai pomenit întreacă de TVT, T.V.T. de Teatrul Veșnic Tânăr. Da. Cât de mult te-a marcat pe tine a Apartenența la ce, nici nu știu cum se spun, că nu era un grup, era o stare de Erau spirit. Era o mișcare a tinerilor din Arad, la care mulți își doreau să ajungă și să, să fie, să fie participanți, să fie membri. Eu am funcționat acolo pe parcursul a unui an și jumătate. De ce? Pentru că am avut niște idei preconcepute vis-a-vis -vis de felul în care îmi doream să mă pregătesc pentru intrarea în facultate am jucat niște roluri, am funcționat în trupa de amatori, În plăcea starea de spirit, am fost și niște deplasări, am fost și la niște festivaluri. Existau persoane care își doreau să fie actori și n-au reușit și practic își completau, ca să zic așa, un hobby, o pasiune, prin participarea la această echipă de teatru. Doamna Emi era o, o, o femeie, în primul rând, foarte caldă, foarte lipicioasă, avea un stil care te împresura și o, o făcea cu o candoarește din comun. Îi plăcea să se simtă că ea este cea care conduce, dar în același timp îți dădea și lejeritatea să participi, să creezi, să te bucuri că ești acolo. Deci era o stare de spirit, asta este cuvântul. Și Teatrul Veșnic Tânăr a fost pentru mine un fel de rampă de lansare a acelui moment. Desprinderea de Teatrul Veșnic Tânăr nu s-a întâmplat în condițiile cele mai bune, pentru că ea puțin s-a supărat pe mine. Eu am considerat că este o etapă care trebuie să se încheie și să mă duc mai departe, să mă pregătesc mai serios pentru care am fost uh, niște întâlniri cu regretatul regizor Dan Alexandrescu, care a fost și directorul teatrului din Arad. La acel moment era regizor la teatru din Târgu Mureș. După care am dat uh, la facultate, am intrat armata, facultatea... Armata unde ai făcut-o? La Radna. Ah, aproape Armata grea. Da? Da, da. Cu am fost de, redus, nu? Am fost de 5 ori acasă, 9 luni. Știu că am început-o în 10 septembrie și m-am am eliberat în 10 iunie. Uh, 1986-1987 1987 Munci și agricole, trage. că vorbim limbi străine când vorbim despre armată. De 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 a... Nu se mai știe ce înseamnă nici să, să faci armată. Într-un fel poate e mai bine, nu știu. Nu îmi da. pot da seama. Uh, Bogdan, ca manager, câți actori are teatrul la uh, Are 28 de actori uh, angajați în trupa de dramă și are 8 actori la trupa de marionete. Deci 28 în total. 28 cu 8, 36. Nu putem trece peste asta. Cât de de greu să, să ele în pandemie acum? Au fost momente de descumpănire, maximă, Adică, nu pot să spun decât că durerea pe care am încercat-o ca om de teatru și om al comunității din care fac parte, prin felul în care am fost nevoiți să trecem. Am stabilit din capul locului, nu cred în teatru online. Am încercat și această manieră. Nu a fost o manieră neapărat uh, proprie nouă, comună nouă. Uh, după aceea au fost cele două luni în care am fost nevoi să ajungem în șomaș tehnic. Situația a fost foarte dificilă pentru oraș, pentru țară, pentru breaslă, pentru cultură în general. Uh, Ne-a pus undeva într-o lumină obscură. Într-un moment în care ne simțeam ca și cum suntem dați la o parte. Teatrul, îndrăznesc să spun, în general, ca și artă, în lume nu va muri niciodată. El se va transforma, va căpăta noi forme, va exista în alte maniere, în alte tipuri de exprimare, dar nu va muri niciodată. De ce? Pentru că teatrul, practic, este oglinda societății. Oglinda societății în care trăim și societatea, dacă nu are teatru, dacă nu are un moment în care să se vadă pe ea, indiferent că acel spectacol, acel, acel produs cultural este unul conform zilelor noastre sau evocă o istorie sau o anticipează, nu cred că se va regăsi. Cum, cum poți face proiectele acum pentru teatru vorbesc? Poți face proiectele eliminând pandemia asta din gândirea viitorului sau le faci cu o teamă și cu frâna pusă? Pot să spun în felul următor. Noi anul acesta funcționăm practic din luna mai. Funcționăm din luna mai pentru public cu public. Niște proiecte le-am început să le lucrăm de undeva de pe luna februarie-martie, în sensul de pregătire, și niciodată n-am știut care a fost certitudinea zilei de mâine. Pentru că acel mâine se putea să fie înfrânat, anulat sau restricționat sau filtrat. Așa se întâmplă acum. Noi, din păcate, ca și serviciu cultural, cum există serviciile din Horeca sau există serviciile adiacente în general. Suntem într-o mare uh, pierdere, pierdere de conexiune la ceea ce înseamnă viața reală, la ceea ce înseamnă participarea prin care noi trăim. Uh, un restaurant nu poate să funcționeze dacă nu are clienți, un teatru nu poate să funcționeze dacă nu are spectatori, un cinematograf la fel. Și toate una după alta se leagă, sunt într-o interdependență. Eu cred că lucrurile acestea, dacă nu le conștientizăm, astfel încât să depășim ceea ce nu vreau să fac, să dau pilde la momentul în care discutăm despre uh, situația de acum, dar uh, e momentul în care noi trebuie să știm că lucrurile nu le putem depăși decât dacă le facem toți și le facem toți pentru noi. Eu așa cred, ăsta este punctul meu de vedere. Uh, și teatrul își va reveni, cum își vor reveni toate celelalte segmente ale societății. Doamne, așa să fie și eu sper că așa va fi, dar trebuie să punem toți umărul la căruța asta, să, să urnim afară din noroi. Și nu să sune slogan sau să sune a vorbe aruncate în vânt, pentru că e un adevăr. Da. E un adevăr. Corect, sunt total de acord cu tine. Uh, am devenit și eu nostalgic. Acum uh, mai bine 25 de ani sau ceva în genul, uh, veneam în fiecare zi la teatru. Îți spun sincer pentru a bea cafea aici, la celebra cafenea din incinta teatrului. Și ascultam povești și vedeam personaje, că le pot denumi personaje pentru că vreo două, trei chiar poartă numele sunt străzi care le poartă numele astăzi. De ce nu mai este cafenea în teatru? Păi, cafenea în teatru, practic, nu mai este din un motiv destul de Uh, obiectiv. Astăzi nu mai este cafenea în teatru pentru că teatrul uh, există un proces de obținerea unor uh, autorizații și avize, uh, în ceea ce privește funcționarea uh, în raport cu normele ISU. Uh, partenerul nostru, pe care l-am avut uh, și care deținea acest serviciu după spectacole n-a putut să obțină în nume propriu decât în momentul... Noi suntem acum în procedura de obținere a autorizației. Uh, și nu și-a riscat uh, licența de funcționare astfel încât uh, s-a ajuns la concluzia că trebuie să părăsească pentru o perioadă... Uh, Dar ai totului. în vedere sau aveți voi în vedere bineînțeles că, Bineînțeles că am în am vedere acest lucru pentru că știu foarte bine că da, trebuie să existe și partea de socializare după spectacol, da, trebuie să existe și un moment de relaxare, fie a publicului, fie a echipei, încât să existe un obicei pe care l-am creat cu ani și ani în urmă, sau a fost creat, și să, să existe inclusiv această parte de folclor, de discuții deci era partea de din timpul spectacolului, de după spectacol, dar erau minunate acele dimineți când actorii într-o pauză de repetiție veneau, uh, unii deja costumați, alții haine civile, unii repetau gândurați pe o canapea, alții aveau chef de prostie, erau ziariști, erau scritori, oameni de cultură, da. care își beau cafeaua, era o atmosferă fantastică. Da. Vezi tu, când faci referire la niște perioade trecute, noi trebuie să... spus că să... am devenit nostalgic da, cu veștile tale. Da, nu, da, vezi că ai, aici, aici lucrurile sunt puțin... Uh, puțin uh, nuanțate. De ce spun asta? Pentru că vezi, și eu am niște legături sentimentale cu niște perioade de timp care au fost, pe care le-am trăit și nu mai sunt, nu le mai regăsesc. Așa și, vezi, Totul uh, funcționează într-un proces al schimbării, al, 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 al prefacerilor, al uh, noului. Acum nu spun că nu există bar în teatru pentru că vine procesul nou. E, e, e o prostie ca să spun asta. Nu, nu aș spune treaba asta. Dar pot să spun că situația dată, am, am vrut să, uh, să aducem uh, un soi de. Uh, local care să fie mai mult friendly, care să fie mai mult apropiat, inclusiv vizual, inclusiv în felul în care simți atmosfera. Deci să ridicăm puțin ștacheta apropo de noul partener pe care l-am avut și condițiile pe care le-am spus aici sunt cele reale pentru care uh, a ajuns de la sine uh, la finalizare uh, acest, acest parteneriat. Sper să îl reluăm. Care este cel mai... Uh, sau care este următorul proiect al teatrului? Cel mai uh... Apropiat în timp, ca să zic așa. Proiect artistic? Da, ce urmează? Uh, repetăm acum la, zic încă repetăm, pentru că astăzi fiind joi, duminică este premiera, uh, la un spectacol pe care ni l-am dorit. Uh, un spectacol uh, complex, uh, cu o miză destul de mare, uh, privind maniera de montare a tânărului regizor pe care l-am invitat, se numește Boton noi, care are sub bagheta regizorală un număr de 12 actori un uh, număr destul de mare pentru o producție a zilelor noastre și este secondat de o echipă de 5 uh, colaboratori, mă refer aici la scenograf, scenograf de costume, light designer sau sound designer și consultant dramaturgic. Uh, se numește Our Last Terminal Platonovca, este un scenariu personal scris de către Boton Nodi, uh, pe textele lui uh, Anton Pavlovich Cehov este punctul de pornire, sunt textele lui Cehov și în care vom vedea un spectacol uh, de o altă ținută, de un alt tip de exprimare, atât ca și cheie de rezolvare artistică, cât și ca manieră de exprimare artistică actoricească. Eu îmi doresc ca acest spectacol să fie înțeles de către publicul nostru la nivelul percepțiilor senzoriale și să fie mai mult uh, apreciat pentru efortul și finalitatea la care au ajuns actorii noștri, fiind într-o etapă tot timpul provocatorie pentru orice proiect care se va întâmpla la teatrul nostru. Nu spun pentru orice, dar pot spune pentru unele proiecte care Pot reprezenta uh, o piatră de încercare, o schimbare, o bornă pentru unii dintre tractorii noștri. Următorul proiect care se va întâmpla până la finalul anului este Titanic Vals. Este acel open call care l-am făcut pentru tinerii regizori care sunt absolvenți de regie artistică anilor 2019, 2020, 2021. Tânăra regizoare, Celina Nițu, va monta Titanic Vals la sala studio. Un proiect pe care îl așteptăm cu nerăbdare pentru că este un text celebru al unui autor de asemenea foarte celebru. Uh, apropo de autori celebri, am înțeles, poate greșesc, că autorul sau cineva din uh, mă rog uh, care are drepturile nu va mai lăsa să jucați Orașul nostru? Da, acolo e o chestie de iarăși de o interpretare. Uh, este un spectacol premium al al teatrului nostru. Spune asta pentru mie că mie mi-a plăcut extrem de mult. Nu ești singurul și eu sunt oarecum cu inima foarte îndoită când vorbesc de acest spectacol. Uh, Torton Wilder are niște rude care trăiesc în prezent și care au impus ca la montarea spectacolului să se respecte întru totul, în tocmai, ad literam, fiecare cuvânt tradus al textului original. Uh, la momentul în care noi am uh, primit, ca să zic așa, un, o aprobare, bineînțeles, uh, sub forma unui e-mail din partea reprezentanților rudelor, rudelor autorului. Uh, am fost pe ultima sută de metri, iar știu că reprezentanții teatrului nostru au vorbit cu cei ai lor. Și li s-a spus că suntem într-o fază foarte avansată, există un scenariu scris pe baza textelor lui Thornton, textului lui Thornton Wilder și că o să le trimitem o înregistrare, astfel încât să fie puși la curent cu ceea ce am făcut noi, pentru că licențiatorii din America sau din, din Occident sunt deosebit de riguroși scrupuloși. și scrupuloși în același timp. Am primit în extremis acest drept, dar uh, acest drept ni s a dat pentru 2 uh, ani de zile. Din dorința mea de a fi uh, cât mai uh, onest și de, și mă rog, să intră, să fiu într-o legalitate, la momentul finalizării a celor doi ani am solicitat înnoirea pentru încă 2 ani de zile uh, a dreptului de folosință a textului. Ei și-au dat seama și-au adus aminte că e vorba despre o concesie pe care ne-au făcut-o și ne-au interzis să jucăm spectacolul pentru care la momentul acesta nu, nu ne-am permis sub nicio formă să intrăm într-un conflict în ceea ce privește folosința drepturilor de autor, să ajungem în tribunale internaționale sau să putem fi trași la răspundere pentru da. folosința acestui text fără Păcate, autorizare. Textul era da. adaptat da. foarte bine Eu pentru Eu acum Arad. am pus în discuție la un moment dat cu regizorul spectacolului să optăm pentru varianta montării textului conform cu ceea ce s-a scris, el a spus că interesul lui nu este în zona și aceasta. Pierde din farmec. Și, da. Deși textul este un text deosebit de valoros. Da. Uh, Bogdane, nu știu dacă ai observat, dar a trecut o oră deja. <laughs> știu. Dragii mei, ați văzut că Bogdan nu și-a pierdut din farmec și după 30 de ani de, de actorie încă reușește să vă farmece și prin, și prin, și prin și mai mulți. Da. Uh, și prin camere, este obișnuit cu, cu camere TV, dar în uh, apărarea ce, a ceea ce ai spus tu la începutul emisiunii, să știi că prima dată când am fost și eu invitat într-o emisiune, nu ca realizator, uh, am dat tot din colț în colț, m-am bâlbâit și am avut niște emoții colosale, chid că ani și ani de zile am avut zeci de invitați, nu știu. Eu pot uh, era să spun... cu totul, totul altă postură în care eram pus. Flaviu, eu pot să spun în felul următor, pe mine m-a încercat un sentiment deosebit de straniu în momentul în care am devenit, practic, reprezentantul instituției pe care o conduc și să fiu de partea cealaltă a baricadei, <laughs> pentru că trebuia să încep să vorbesc, nu să pun întrebări. Și atunci, implicit, mi-am și format un tipar de a vorbi, de a mă exprima, bineînțeles având deprinătatea cunoștințelor pe care le-am vis -vis informaționale vis-a-vis -vis de ceea ce fac și, normal, să ți se cere o cursivitate, nu poți să vorbești în trei cuvinte, să răspunzi și după aceea gata pentru că îl blochezi pe <laughs> da, <laughs> moderator. Da. Eu da. îți doresc să rămâi totdeauna de partea bună a baricadei. Mulțumesc îți mulțumesc pentru mult pentru, pentru prezența ta aici, dă voie să ofer această amintire, este un mult. simbol al emisiunii cu data de astăzi. Eu să știu că invidiam când am intrat aici această reprezentare și ziceam -a, uite ăsta e în semnul emisiunii și rămâne -te aici. Dar pentru că deam invitați că cu data cu... în care au participat să le rămână o amintire frumoasă sau nu că Am fost la Pertu pe la Strada TV. Mulțumesc foarte mult! Sunt onorat că am primit acest însemn. Și e o emisiune la care chiar m-am simțit bine. Îți mulțumesc! Și eu m-am simțit bine și nu mi-am dat seama cum a trecut timpul. Mm -hmm. Îți mulțumesc încă o dată. Dragii mulțumesc. mei! A... Acesta a fost Bogdan Costea. Vă invit să-l vedeți la teatru când joacă. că asta am uitat să-l întreb când va apărea din nou. Nu curând. În, birou, în biroul de director nu vă invit la el pentru că n-aveți ce căuta. Lăsați-l care destul de lucru. Vă invit să ne urmăriți în continuare și să rămâne sănătoși. Nu mai bine.